Salutare lume! Ce faceți? Vă uitați la mine și bine faceți! Pentru că în acest vlog am să vă arăt cum este în Puerto Princesa la Honda Bay Tour. Eu tocmai ce mi-am luat acești papuci și această mască și niște pâine ca să hrănesc peștii și pe toate acestea am dat 415 pesos. Bineînțeles că le-am luat doar for rent, doar le-am închiriat. Pentru că siguranța la de toate, nu e așa? Așa că stați în continuare pe recepție pentru că o să fiți uimiți de ceea ce veți vedea în acest vlog. Eu de-abia aștept să am acest tur. Pam, pam! Hi. Good morning. Și am ajuns și în barcă. O barcă mică în care vom fi doar 5 persoane. Ajuns și la prima destinație, unde vom face snorkeling și vom hrăni peștii. Și că aici ar fi cel mai bun loc să faci snorkeling. Hai să vedem dacă este așa. Dragii mei, ăsta a fost snorkeling-ul. Sper că v-a plăcut ce ați văzut și vreau să-mi spuneți părerea voastră. Dar sincer, vi s-a părut mai interesant snorkeling-ul de aici sau cel din El Nido? Pentru că mie personal, sincer, parcă mi-a plăcut mai mult cel din El Nido. Voi ce ziceți? Până una alta, hai să mergem la următoarea destinație. Și la a doua destinație, Lully Island, unde vom lua prânzul. Chiar acolo va fi bufetul. Iar până una alta, hai să mai facem un pic de snorkeling. Ce ziceți? Să știți că mi-a plăcut aici mai mult decât dincolo. Ați văzut și voi. Am fost aproape singur în apă, doar eu cu prietenul meu turc, care sunt în barcă. Foarte mișto, am hrănit peștii, am văzut o mulțime de pești. A fost fain, nu? Mai fain decât dincolo. Nu așa zic, voi ce ziceți? Și acum că am hrănit peștii, hai să ne hrănim și pe noi, ce ziceți? A? Hai să luăm prânzul, care de fapt va fi un fel de brunch, pentru că este doar ora 10 și jumătate. Pam, pam!
Asta e cine am ales eu pentru plâns. Ați văzut și voi ce e pe acolo. Plin rai. Ai destul de multe opțiuni, nu? Și arată foarte bine. Adică da. Eu zic să avem poftă bună. Cu, bună a fost. Îs full, am băgat în mie la greu. Acum mă bucur de prăjitura mea cu orez și de banana mea mică. Și apoi mergem mai departe către a treia destinație. Să știți că a fost bun prânzul. Bun destul, vorba unui prieten de-al meu. Pam, pam. Și am ajuns și la a treia și ultima destinație din turul nostru de astăzi, care este Cowrie Island. Pe această insulă putem să ne relaxăm, să înotăm și să ne pozăm, bineînțeles. Hai să trecem la treabă. Pam, pam! Bă, ești nebun? Deci locul ăsta arată incredibil. Ce zbiară nebunele alea. Dar cred și eu că și voi, dacă ați fi aici, ați vrea de bucurie. Deci tocmai ce am dat o mică tură pe insulă. Bă, dar zbiară prea mult, sper că mă puteți auzi. Tocmai ce am dat o mică tură pe insulă și mi-a plăcut foarte mult ce am văzut aici. Este superb. Și doar bani să ai. Bă, dar zbiară proastră aia de numai. Doar bani să ai și bună dispoziție. Că în rest n-ai nevoie de nimic. Natura ți-a dat tot ce ai nevoie. O insulă superbă. Bar, restaurant, apă, ski jet. Tot ce vrei. Tot ce vrei ca să te relaxezi și să te distrezi. Acestea fiind zise, mă duc și eu să mă distrez un pic. Am ieșit din apă, gata cu lotatul. M-am plimbat un pic, am făcut poze. Poți să-ți faci tatuaj cu henna, dar nu mi-am făcut. Poți să te dai cu banana, dar nu m-am dat. Poți să te dai cu ski jet-ul, dar nu m-am dat. Ai și barul unde poți să bei și restaurantul unde poți să mănânci. Ai foarte multe opțiuni pe această insulă, toate cu plată, adică majoritatea, mai bine zis. Câteva sunt gratis, cum ar fi lotatul, statul la plajă, plimbatul, pe care eu le-am ales, că am avut chef să cheltuiesc bani pe aici. Și cam ăsta a fost rul de astăzi, cam ăsta a fost Hot Da Bay Tour, doar 3 insule. În două locuri am făcut snorkeling, iar la al treilea am înotat. Asta poți să faci la acest tur. Și m-am gândit să închei acum acest vlog, pentru că nu mai am multă baterie și vreau să pot să fac o încheiere așa cum trebuie, pentru că vreau să vă mai zic câteva lucruri importante. Și primul ar fi, nu aveți nevoie de acești papuci. Niciunde nu veți călca pe corali. Așa cum mi s-a spus la început, când am fost convins să dau bani ca să închiriez acest papuci. Papucii mei care am avut în Lelito ar fi fost mai mult decât buni chiar și aici. Adică acolo, unde într-adevăr ați văzut și voi, erau roci, pietre, corali, era pericol mare și papucii mei au fost suficienți. Aici n-ai avut, frate, pe ce să calci, pentru că la primul loc direct ai sărit în apă, iar la al doilea plaja a fost super mișto. Iar aici la fel. A, deci practic nici nu aveți nevoie de papuci, ca să știți bine minte. Al doilea lucru ce vreau să vi-l spun, masca aceea pentru snorkeling este genială. Este mult mai bună decât ochelarii și cu furtuna de respirat.
să vă luați masca, că merită toți banii. Dacă știam, mi-aș lua și El Nino. Se merită. Acest tur a fost foarte plejer, bazat mai mult pe snorkeling, cum am mai spus, pe înotat, relaxare, plajă, poze. Foarte relaxat, ce să zic. Dar totul se compară cu turul cel din El Nino, care mie mi-a plăcut cel mai mult, pentru că sunt un spirit mai aventuros. Acestea fiind zise, acesta a fost Honda Bay Tour. Eu sunt Adi Vlog, acesta a fost vlogul de astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, v-am pupat și până data viitoare vlogul l-am încheiat. Pam, pam! Dacă ești nou pe aici, atunci nu uita ca înainte de plecare să apeși butonul de abonare ca să ai ce viziona în continuare.